65 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de epilepsie, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Dacă e să ne referim la România, cum bine știți, nu avem încă statistici, prin urmare nu știm numărul exact al persoanelor cu epilepsie, dar medicii estimează undeva la peste 300.000 de români care ar suferi de epilepsie. Doctorul Bogdan Florean, medic, neurolog, inițiatorul proiectului Telemedicină în epilepsie, și-a propus să dea o mână de ajutor românilor și să-i diagnosticheze pe cei care nu știu de acest diagnostic. De ce? Pentru că în România procesul de diagnosticare are loc cu dificultate, mai ales în zone greu accesibile, pe de o parte din cauza lipsei aparaturii de specialitate, dar pe de altă parte din cauza stigmatului social pe care această afecțiune îl are la nivel național. Aș vrea să începem cu punctele nevralgice din România în ceea ce privește diagnosticarea epilepsiei. Mai bine spus, care sunt zonele din țară unde e problematic? Epilepsia vine cumva, istoric vorbind, cu un rucsac greu care apasă pe umerii pacienților. Stigma socială pe care o resimt persoanele cu epilepsie și membrii familiilor lor vine de fapt cu frica de ce va spune lumea. Istoric vorbind, epilepsia a fost deseori asociată cu emoții negative, demoni, energii negative, voodoo, vrăji, și cumva s-a perpetuat acest fals sentiment, nedrept, până în prezent. Stigma socială nu există numai în România, există și în țări cu experiență, să-i spun, sau cu halate albe, mai albe ca ale noastre. Dar în Europa de Est și în deosebi în România, prezentarea la medic este un moment crucial. Un medic tânăr dintr-un oraș mai îndepărtat, cu experiență limitată și cu mai puțin locuitori acolo, are șansa de a întâlni cazuri de epilepsie mai mică decât un medic faimos din București, nu așa, care stă între pacienții cu epilepsie. Dacă dintre puținii pacienți din orașul micuț, aceștia hotărăsc să meargă către centrele universitare, șansa de profesionalizare a tânărului medic neurolog din acel oraș scade dramatic. Am observat că sunt locuri în care lipsea un aparat video EEG care confirmă tipul de epilepsie. Practic, discuția s-a blocat aici. O mare vulnerabilitate, pentru că asta aici am vrut să ajung, este modul în care apar aceste crize. Toată lumea se așteaptă ca epilepsia să fie aceste crize tonico-clonice generalizate, cu cădere la sol, cu convulsii, cu mușcat limba, cu hipersalivație. Aceste crize sunt cele mai cunoscute, dar nu sunt cele mai frecvente. Vorbim de trei familii de crize, să-i spun, sunt crizele focale, în care doar o zonă anumită din creier este afectată și circuitele din creier nu permit extinderea acestor descărcări anormale, aberante, nefirești în creier. A doua familie este epilepsia focală cu generalizare secundară, practic din acest focar se împrăște pe jumătate de creier sau întregul creier. Și a treia mare familie este epilepsia primar generalizată. De ce spun asta? Pentru că tratamentul se alege în funcție de sindrom, adică în funcție de tipul de crize. Putem trece pe lângă diagnostic. Pacienți care nu fac crize generalizate, dar le fac focale, parțiale simple sau parțiale complexe, care foarte târziu ajung în atenția unui dascăl, unui profesor, unui membru al familiei, să spună, ceva nu e în regulă cu fratele, cu copilul sau cu bunica. Are minute de dezorientare temporospațială, vorbește aiurea sau nu vorbește, are un molfăit, automatisme de clipire, de mestecat, de frământat. Nici gând de epilepsie. Cum? Nu cade jos, nu își mușcă limba, deci nu este epilepsie. Nu, nu e adevărat. Deci, odată, putem trece natural pe lângă diagnostic. Doi, frica de a merge la medic, că vai, ce o să spună lumea? Asta e întrebarea care a retezat aripile a zeci de generații. Ce va spune lumea? Deci, cumva se pitulește acest diagnostic sub preș. Nu e normal. Și trei, înseamnă logistic, accesul la niște echipamente și la oameni pregătiți să lucreze cu aceste echipamente. Degeaba ai un echipament scump dacă tocmai ne lipsesc doi asistenți cu păsare și cu aplecare spre partea tehnică și să facă bine aceste lucruri. Pentru că medicul poate fi genial,
dacă asistenta nu efectuează bine această analiză, îl sabotează și anulează orice efort. Cât costă un astfel de video EEG și de ce statul român nu se implică în a achiziționa și a dota centrele de neurologie? Un EEG, un video EEG bun, cu niște softuri bune, nu cel mai mult, 30.000 de euro. Mă iertați, dar pentru o țară ca România, un echipament video EEG, 30.000 de euro, nu trebuie să fie chiar un efort de netrecut. Nu vorbim de EEG-uri de cercetare de peste 100.000. Deci o mașină bună, care își face treaba, EEG de zi, EEG de noapte, cu senzor, cu electrozi, cu mic software, 30.000 cheile în mână. Asta e acum. Statul se implică, dar are și... Nu putem da vina numai pe stat, aș fi nedrept să spun, statul nu se implică. Ba da, oamenii care să anime aceste echipamente. Gândiți-vă că un echipament scump trebuie să fie și mânuit de niște oameni pricepuți, pentru că după ce achiziționez acest aparat, asta am făcut în rețeaua de telemedicină, a fost condiție obligatorie. Rețeaua de telemedicină înseamnă că am strâns bani, am cumpărat niște aparate pe care nu le-am donat nimănui, aproape nimănui, și le-am oferit prin contract de comodat unor medici tineri, vorbitori de engleză, care prin contract s-au angajat că îi vin la curs o dată pe an sau participă la un curs dintr-o listă o dată pe an și își trimit asistenții de două ori pe an, trei ani consecutiv. Dacă nu respectă aceste condiții, ONG-ul numit Clubul Lions, prin care se desfășoară, se duce și retrage aparatul și îl mută în altă zonă geografică a țării în care este nevoie. Cea mai mare problemă n-a fost finanțarea. Cea mai mare problemă nu a fost cumpărarea unui aparat. Cea mai mare provocare, acum după 7 ani, vă spun, a fost să găsim acei medici care să pună orice efort să-și facă, să se profesionalizeze, să-și dorească și să învețe și să oferă aceste servicii acolo în orașul în care trăiesc. Avem practic 12 aparate în momentul de față. Câți medici avem care lucrează cu aceste aparate? În fiecare centru este minim un medic. Avem și locuri ideale în care se lucrează medic neurolog de adulți, medic neurolog pediatru și minim un asistent destoinic care a participat la cursul despre care am amintit. Dacă ar fi să ne referim la alte țări, cum e situația acolo? Practic fiecare oraș peste 100.000 de locuitori are un cabinet, un centru, un EEG și un om specializat în epilepsie. Nu-i roz peste tot, vă garantez. Cum i-ați convins pe cei din Orchestra Mondială a Medicilor să vină și să cânte în România pentru această cauză a pacienților cu epilepsie? Alexandra, Orchestra Mondială a Medicilor înseamnă peste 1.800 de medici în 5 continente. Oameni pasionați, pe lângă profesia lor și specialitatea pe care o au, au pasiune pentru muzică. Dirijorul este german, profesor Stefan Willich, cardiolog la Charité. Managementul este german, de-aia cred că și funcționează cum funcționează. Și norocul nostru, privilegiul nostru este că în orchestră este profesorul Florin Amzica, de origine română, trăiește în Montreal, conduce catedra de neuroștiințe acolo, cântă la vioară. El practic a crezut în România se poate organiza așa ceva, a deschis ușa în 2013 și a facilitat o întâlnire cu dirijorul, care a înțeles în 3 minute ce înseamnă proiectul de telemedicină în epilepsie. Acești oameni țin 2 concerte pe an, primăvara și toamna. Merg pe banii lor și pe timpul lor, lăsându-și pacienții de acasă și familiile și lasă halatul în cuier și își iau instrumentul de cântat în mână și fac călătoriile acestea numai pentru cauze mari. Exemple pe care le știu din istoricul, din pagina World Doctors Orchestra, au mers în Africa de Sud să cânte pentru înființarea unui spital antisida, au concertat în America pentru o policlinică fără plată, au concertat în Germania pentru înființarea unei școli de asistente în chirurgie cardiovasculară. Adică, v-ați dat seama, nu pentru bagatelă, vin pentru cauze mari. Și-au dat seama imediat de impactul social, de cât bine pot face și sunt tare, tare fericit pentru că pentru prima dată în istoria World Doctors Orchestra, cu excepția Statelor Unite, au decis să vină în România. Primul turneu a fost în 2016, minunat, 3 concerte, Cluj, Brașov, București. Atunci am și strâns fondurile cu care am cumpărat primele 4 aparate, EEG. Am ținut legătura cu ei, le-am spus ce s-a întâmplat și a fost practic aproape o formalitate, cumva invitația în momentul în care am lansat-o a și fost îmbrățișată și iată-ne acum
25 mai, joi, primul concert la Cluj, sâmbătă 27 mai, București Ateneu Român, 107 medici din 17 țări vin în România, concertează pentru persoanele cu epilepsie din România. Practic, banii strânși vor fi folosiți pentru a achiziționa noi aparate video EEG. Toți banii pe care îi strângem îi vom transforma în aparate video EEG pe care dorim să le instalăm, să creăm aceste noi cabinete, centre de epilepsie și monitorizare EEG, fie în cadrul unui spital județean, fie în cadrul unei policlinici, fie într-o structură privată, dorim cu contract cu casa. Condițiile sunt ca medicul și asistentul care lucrează să se pregătească în următorii 3 ani, prin modelul prin care vi l-am spus. Aparatele sunt legate între ele, adică un medic tânăr dintr-o zonă îndepărtată geografic, în fața unui pacient și a unui EEG, în care are un dubiu, poate întreba pe un medic coleg din rețea să privească în același moment ecranul, să privească fișa pacientului, dosarul pacientului, chiar dacă nu pune mâna pe el, și să-și ofere a doua sau a treia opinie medicală. Dacă nu ne descurcăm noi în țară, întrebăm pe cineva dintr-un centru cu tradiție din străinătate. Eu vă mărturisesc, profesorul Amzica, multe nopți a stat privind EEG-ul unor pacienți care probabil nici nu știu că s-a întâmplat treaba asta, identificând focare epileptice temporale sau frontale și intrând pe diagnostic. După aia, sigur, e mai simplu. Ai diagnostic, începi și tratamentul, te sfătuiești cu oamenii, merge mai bine. Adică e un beneficiu mare și pentru medici. Aveți o situație a beneficiarilor? Câți au beneficiat de aceste aparate de la înființare până acum? Alexandra, sunt 12 aparate. Pe unele mai puțin pacienți, enervant de puțin, pe alții foarte mulți. Până în decembrie 2022 au fost 22.000 de pacienți investigați în această rețea, cu peste 32.000 de înregistrări. De ce? Pentru că sunt pacienți cărora, evident, au fost făcute 2-3 înregistrări. Parte din ele noaptea. Deschid o paranteză. Mulți pacienți fac crize de epilepsie noaptea. Nu are rost să-l chemi ziua. Faci 70 de EEG-uri ziua, nu vezi nimic. Dacă pacientul prezintă crize noaptea în somn, trebuie să-l chem noaptea în somn să facă aceste EEG. Poate că nu cifrele sunt uimitoare, că 22.000 de pacienți, 32.000. Ce ne-a uimit și a fost o informație pe care am aflat-o după aceea, 65% dintre pacienții cu epilepsie care au pășit într-unul din aceste cabinete au avut nevoie de schimbarea schemei de tratament. Adică fie adăugarea unui medicament nou, fie modificarea de doze, erau prea mici doze, le-am făcut concentrațiile plasmatice, lucrăm un pic ordonat. 2/3 din acești pacienți au avut beneficii clare în reducerea frecvenței crizelor sau dispariția lor, după ce au ajuns în acest centru. Deci nu că e o baghetă magică. Am lucrat cumva mai ordonat și s-a redus foarte mult și diferențele, manierele în care se lucrau. Pentru că, fără să vrem, la Iași se lucra într-un fel cu 12 electrozi puși într-un fel, la București se pun 25 de electrozi puși, altfel la Cluj 16 electrozi puși. Erau diferențe în maniera în care se lucra. De ce? Pentru că asistenții care operau aceste aparate erau obișnuiți într-un fel. Unde iarăși am fost slăbănogi. Am făcut prin OAMG-MAMR și vreau să mulțumesc aceste organizații în Cluj-Napoca pentru că au înțeles nevoia de profesionalizare a asistenților. Cursuri de competență în tehnici de EEG. Nu e o competență cu care, să spun, deschizi absolut orice ușă, dar competență în tehnici EEG, în care la 4 ani consecutiv au fost câte 40 de asistenți veniți din toată țara să învețe să înregistreze corect și complet EEG, cu mari beneficii, la care profesorul Amzica a fost constant invitat, pentru că vorbește în limba română, mare lucru, și am avut echipamentele cu hands-on demonstration și toată lumea s-a bucurat. De dimineață până seara, nimeni nu pleca din sală. Practic, cu alte cuvinte, rețeaua de telemedicină în epilepsie cumva a și standardizat procedurile și rezultatele care până acum, să spunem, în toate celelalte centre erau făcute fiecare după obiceiul casei? Alexandra, e mult spus standardizat. Standardele sunt setate de IFCN, International Federation of Clinical Neurophysiology. Deci este manual, avem dubiu. Am omogenizat cumva și am invitat colegii din țară să lucrăm la să fim pe același portativ. De ce? Să nu mai fie diferențe. De ce? Indiferent în care din cabinete intră pacientul, eu din Cluj mă pot conecta cu Oradea, Bacău, chiar dacă pacientul e din altă zonă, și văd dacă s-a înregistrat un EEG, avându-i dosarul medical în acest server, ceea ce e nemaipomenit.
Și atunci ochiul este obișnuit într-un fel, noi toți suntem obișnuiți într-un fel, e mult mai ușor, ne facem viața mai bună. Inclusiv profesorul Amzica deja e familiarizat cu aspectul EEG, modul de înregistrare. Deci, ca puncte nevralgice, ar fi în momentul de față Târgu Mureș unde ar fi necesar? Locuri cu necesitate, sigur sunt mai multe. Acolo am întâlnit un nucleu de oameni care își doresc și au spus, domnule, noi vrem să facem treaba asta. Cu mare drag. Așa a fost. Gândiți-vă, Miercurea Ciuc, am găsit un nucleu de oameni adorabili, oameni tineri toți, doritori de a învăța. Că nu erau niciunui campion, că niciunul nu eram campion în epileptologie, hai să fim serioși. Dar au spus, domnule, în cetatea noastră noi vrem să facem treaba asta. Am discutat cu managerul de spital, l-am întrebat care din voi e specialist. Mai niciunul nu suntem specialiști. Bă, n-aș risca investiția într-un... Bun, poftim aparatul, lucrați. Este o dinamică nemaipomenită. Absolut un model de funcționare și de bunăvoință. Deci se poate, se rezumă la oameni. E atât de simplu. Dacă e să ne referim la punctele nevralgice în ceea ce privește tratarea pacienților cu epilepsie, unde avem cele mai mari probleme? Alexandra, nu avem medicamentele, sau altfel zic, ne lipsește o treime din medicamentele produse în Europa.